CSM Slatina a obținut rezultate remarcabile la Cupa României la lupte greco-romane pentru seniori, desfășurată la Târgu Mureș între 26 și 28 iulie, reușind să urce pe podium la mai multe categorii. Datorită acestor performanțe, CSM Slatina s-a clasat pe locul al treilea în clasamentul pe cluburi la lupte greco-romane, confirmându-și statutul de echipă de top în acest sport. Sportivii noștri s-au comportat foarte bine, având în vedere că am obținut două medalii de aur prin Lungul Constantin și la 67 de kilograme și Ioniță Gianni la categoria 130 și ceilalți sportivi au fost aproape de podium, fapt care a dus la acumularea de puncte și noi, clubul CSM Slatina, am ocupat poziția a treia în clasamentul pe cluburi. Sunt mulțumit de evoluția sportivilor, să sperăm că în toamnă, în luna noiembrie, unde sunt programate toate competițiile și pentru Under 20 și pentru Under 23 și pentru seniori, finalele vor fi în luna noiembrie. Antrenorul slătinean Constantin Scuturiciu, membru în biroul federal al Federației Române de Lupte, a transmis și un mesaj de încurajare sportivilor români care participă la Olimpiada de la Paris. Doresc succes sportivilor luptători români care participă la Olimpiada de la Paris prin Alex Ucalin la 130 de kilograme, Răzvan Arnăuț la categoria 60 de kilograme, ei sunt luptători de greco-romane și celor trei fete calificate tot pentru Olimpiadă. Le urăm succes și hai România!